Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! A venit toamna, dar nu și în sufletele noastre, pentru că este încă vară aici la noi în suflet și atât la propriu cât și la figurat spun acest lucru, deoarece amintirile de asta vară sunt încă vii în inimile noastre. Sunt amintiri de neprețuit, am avut o vară foarte caldă și spun bună seara invitaților mei din această seară, doi copii, doi tineri foarte frumoși și foarte talentați și care au să ne povestească despre ce au făcut ei astă vară, pentru că, după cum spuneam, sunt niște amintiri foarte calde și niște emoții și trăiri și pe care le-am trăit astă vară, care nu vor fi uitate niciodată. De ce spun acest lucru? Pentru că toată vara am mers la spectacole, nu? La concursuri, bineînțeles, ne-am și distrat fiecare cu familia, dar acești copii minunați, îmi permite să spun, care vi aduc în fiecare joi seara în fața micilor ecrane, acești copii au participat la foarte multe concursuri, ei cântă foarte frumos, dansează și au îmbinat pe tot parcursul verii utilul cu plăcutul. Am spus de la început că nu vom uita această vară și de ce crezi tu, Marcus, de asta că nu i-am prezentat? Dar îi las pe ei să se prezinte, chiar dacă au mai fost și în alte dăți la mine în emisiune invitați. Ne prezentăm publicului. Te numești? Mă numesc Marcus. Matei. Tot numele, așa să știi. Matei Marcus Sebastian. Așa. Și câți anișoare ai? 8. Și tu? Pe mine mă cheamă Dabija Alisa Elena și am 7 ani. 7 ani. Voi mergeți la școală, nu? Da. În ce clasă? Eu merg în clasa a doua. Eu în a treia. Ah, deci nu sunteți în aceeași clasă. Nu. De ce avem eu impresia? Sunteți la același liceu, nu? Da. Unde învățați voi? La școala Roman Vodă. La liceul Roman Vodă. În clasa 1 și în clasa 2, da? Și sunteți colegi de culoar, de cum? De etaj? Cum sunteți acolo? Eu sunt sus și Marcus e jos. Da? Dar chiar dacă nu sunteți pe același palier, la canto sunteți împreună și cântați și foarte frumos. Cum e cu școala? Până să povestim noi despre vara aceasta minunată pe care am trăit-o împreună. Școala este frumoasă. Așa, pe din afară sau în interior? Cum e școala? E ok? Adică e greu la școală? Nu. Nu, e ușoară. Alesea. Că... Cum ți se pare la școală? Bine. Bine? Da, că ne dă test ușoare. Și cum ai terminat tu clasa întâi? Am terminat cu o serbare. Așa. La care am cântat. Ai cântat? Și ce piesă ai cântat? Am cântat... De-ar fi dorul. Așa. Și te-au plăcut, te-au apreciat colegii tăi? Da. Dar tu mai vorbăresc că tu ești plin de energie. Să te cunoască publicul telespectator așa cum ești tu, un băiat de nota 10. Și am avut vărsat de vânt înainte de serbare. De serbare, da. Și a fost greu cu vărsatul de vânt? Nu. A trebuit să stai în casă. Nu? Da. Da. Așa, bine. Hai, lăsăm școala deoparte, nu? Cu toate că e foarte frumoasă și să spunem că în luna august, deci la sfârșitul verii, am participat la un concurs. Se numește Viva Alegria de la Piatra Neamț, un concurs foarte, foarte greu, cu copii foarte buni din întreaga țară și copiii noștri romașcani au participat și au obținut premii foarte frumoase. Ne-am întors cu toții cu foarte multe premii. Dar Matei Marcus Sebastian a obținut
o diplomă, chiar rugăm să o arătăm și dumneavoastră. Nu știu ce veți înțelege din această diplomă, dar cu siguranță observăm Matei Marcus Sebastian. Și ne va spune Matei Marcus despre ce este vorba. Ce ai obținut tu? Ce reprezintă această diplomă? Această diplomă reprezintă talentul meu. Corect, așa. Și talentul tău. Da. Și premiul special de la doamna Ozana Barabancea. Primit de doamna Ozana Barabancea. Așa. În ce constă acest premiu? Acest premiu, da? Acest premiu, un concurs în America. Așa, aceasta este surpriza noastră pentru telespectatori, faptul că tu vei participa anul viitor la un concurs în America, da? Acest premiu oferit de doamna Ozana Barabancea, o cunoști pe Ozana Barabancea? Da. De unde o cunoașteți voi cel mai mult? De la televizor. De la televizor, la emisiunea? De până azi de așa. Deci, doamna Ozana Barabancea a oferit două premii speciale unor tineri talentați, premii care constau în participarea lor direct în concursul care va avea loc în America, unde anume? În Los Angeles, da? Deci tu vei pleca în Los Angeles în perioada 2019. Dolanul, da? Timp de 10 zile, în perioada 12-21 iulie. Vei fi acolo să participi la acest concurs. Trebuie să specificăm faptul că sau din tot concursul ținta a fost băieții, pentru că sunt foarte puțini soliști de muzică ușoară și pentru că Marcus este un băiat foarte frumos și foarte talentat, cu o carismă aparte, doamna Ozana s-a gândit ca România să fie reprezentată nu numai de fete, care sunt foarte talentate ele, ci și de băieți. Avem generația tânără, este foarte bogată în cavaleri, în tineri și iată că de la acest festival au fost selectați doi băieți, Matei Marcus Sebastian și un băiat din Bacău, nu? Mai știi cum îl cheamă? Nu, parcă o joc Alexandru este din Bacău. Am văzut eu că mai sunt băieți care participă. Este un băiat din Focșani, Bratosin, care este foarte bun. A fost și la noi la festival și a obținut trofeul junior și el este selectat din țara noastră să participe la acest festival la Los Angeles. S-a pus problema că sunt foarte multe fete și tocmai de aceea, având o generație performantă așa de băieței, au fost și ei selectați. Și ce faci, Marcus? Plecați la Los Angeles sau nu? Da, plecăm. Așa au spus părinții? Da. Și ne uităm la cameră. Cum crezi tu că va fi aceasta? Îți dai seama, tu realizezi că vei zbura cu avionul tocmai către America. Realizezi acest lucru? Da, va dura o zi să ajungem ca în Los Angeles. Așa. Și cum ai primit acest premiu? Te-ai așteptat? Nu. Și ce premiu mi-ai obținut tu la Viva Alegria? Și locul întâi. Era locul întâi la grupa ta, da? Și acest premiu special. Și te pregătești, ai început să te pregătești deja pentru acest concurs? Da. Ce presupune? Știi? Ce trebuie să faci tu în toată perioada asta, în anul acesta de zile? Să repet cântatul. Așa, să muncești foarte, foarte mult. După ce îți faci temele, să mergi și să cânți, da? Pregătim piese, da? Și? Da. Cum crezi că va fi? Ușor? Va fi greu? Ce părere ai? Va fi... Între.
Între, în afară faptul că va fi foarte frumos, nu? Că ai să mergi acolo la Los Angeles. Va fi și greu. Va fi și greu, nu? Îți am spus să știi că ai concurenți pe măsură și tu trebuie să dai tot ce e mai bun din tine, da? Dar important este că vei participa acolo. Și tu ai fost, Alessia, nu? La Viva Alegria și... Ce premiu ai obținut? Locul 2. Foarte frumos. Dar ce avem noi aici? Atâtea premii. Hai să arătăm telespectatorilor. Arată tu, Alessia. Aleas un premiile tale. Da. Și mai știi de unde sunt? Mai știu. Hai, ne spui. Primul trofeu, locul 1. Așa. L-am luat de la... Festivalul de la Roma. Da. De la Lucky Kids. Da. Așa. Locul 3 l-am luat de la Galați, da, la un festival tot așa foarte frumos și foarte important și ai obținut locul 3. Mai departe, ce avem noi aici? La Piatra Neamț, da, la Viva Alegria, da, locul 2. Locul 2 și acolo ultimul, adică ultimul, ceea ce am adus în această seară. Tot locul 2 de la... Ia să vedem ce este acolo. Că de ești... la... A, la Târgu Neamț, eu vreau să fiu o stea, da? Da. Și ai fost o stea care a strălucit foarte, foarte frumos. Da. E foarte bine că ai obținut și că mergi la concurs și obții și premii. Ești o fetiță foarte frumoasă și foarte, foarte talentată. Aici, Marcus, ce avem noi aici? Ce premii avem? Avem premiul întâi tot în Roma, la Roma, la Lucky Kids. La același concurs. Da, așa. Apoi avem tot la Vreau să fiu o stea. Ce premiu ai luat aici? La Vreau să fiu o stea. Locul 3. Locul 3, la fel, așa, foarte frumos. Ești pe podium la Viva Alegria, probabil ai luat locul întâi, da? Adică premiul de anul acesta, ai nu? Așa, se vede locul întâi și la Vis de Stea la Moinești ai obținut premiul al doilea, da? La Moinești. Ați adus o parte din premiile voastre, sunt de mare preț aceste premii. Le puneți undeva? Aveți un loc al vostru acasă? Da. Eu le pun în... Am uitat cum se cheamă. Undeva acolo, ai un colțișor al tău? Da, în cameră la mine. Ai un colțișor acolo, pe noptieră sau unde? Sau la ce te referi? Într-un dulapior. Frumos. Și îți dai seama ce dulap, un dulap îți trebuie, nu un dulapior. Când o să participi deja... E un dulap. O să trebuie să fie din ce în ce mai mare. Pentru că de-abia acum ai început să participi la concurs și o să mergem în continuare la foarte multe concursuri și vei obține... premii. Acestea sunt amintirile voastre. Peste an și an, când veți fi mari, când o să aveți și voi copii așa ca voi, o să le arătați ce ați făcut. În vacanță ce ai făcut, Alessia? În vacanță am mers la mare. Așa. Și cum a fost? Foarte bine. Am mai fost... Te-ai distrat cu prietenii tăi, nu? Da. Te jucă. Și m-am dat cu barca la mare. Da? M-au dus un pic mai departe. Și cum a fost? Bine, am văzut. Au sărit doi duomni, un prieten de-a meu și alt prieten de-a meu și... De ce au sărit? Că vreau să vadă cum e apa. Am înțeles. Și era cald. Tu ai sărit în apă? Nu. No. No? Dar știi să înnoți? Da. Da? Și n-ai avut curaj așa să sari, să vezi cum e? Nu, că e adânc. Se vede că e adânc. Am înțeles. Și deci ți-a plăcut la mare? Foarte mult. Ai fost cu surioara ta, nu? Da. Și voi vă înțelegeți așa? Mai o surioară mai mică, nu? Da. Tu ai grijă de ea? Mhm. E la școală? Nu, este... E la grădiniță și e deja în grupa mare. Da, am înțeles. Tu asta vară? Cum ți-ai petrecut vara? Acasă. Am mai fost la un prieten. M-am stat la el peste noapte. V-ați distrat, nu? Am mers la casa Baciu, la munte. Ai fost la munte, da? Am mai fost și în Piatra Neamț la o altă cabană. Deci tot v-ați plimbat, tot te-ai plimbat. Toată vara v-ați plimbat, nu?
A trecut repede, eu și cred că... Și teme. Și teme? Am avut nu, nu o facem așa că se aude. Cum? Ați avut și teme de făcut? Nu. Am avut un caiet. Am avut teme, dar cu ușoare. Da? Niște calcule. Am avut ușoare. Două caiete. Două caiete? Și l-ai terminat? Nu. Nu? Și când ai mers la școală, nu te-a certat doamna? Păi nu. Unul de comunicare și de matematică, care ăla l-am terminat. Așa. Iar mai avem unul de lectură, care nu era obligatoriu. Uh-huh. Și tu, Alesia? Au fost ușoare, am avut de fișe, uh-huh. Nu cărți. Dar tot restul ăsta a fost ușor. Dar ce te aranjează pe tine așa frumos, așa te... Ești foarte aranjată, foarte cochetă. Mereu, cine se ocupă de tine? Mereu se ocupă mama. Așa. Și tata mă ajută, adică... Tata spune, Doamne, ce fetiță frumoasă am eu, nu? Da. Deci mama e stilista ta. Da. Și la tine? Aranjat tot timpul, ești pus la punct. N-am treabă cu tine. Cine se ocupă de look-ul tău, că ai un look așa de tânăr, deosebit? Mami și mă mai ocup și eu ocazional când... Te pricepi și tu la chestiile astea? Da, când n-are timp să mă îmbrace, că trebuie să îmbrace pe sora mea. Așa. Te îmbraci tu singură. Da. Da, foarte frumos. Care sunt pe viitor planurile voastre? Adică ce veți face așa în următoarele săptămâni? Mm. În următoarele luni, ce veți face? Lai să vorbim despre muzică. Ce vei face? Ți-ai propus să faci ceva? Eu, când vreau să cresc mare... Așa... Eu vreau să mă fac cântăreață. Așa, ok. Și pentru acest lucru ce faci acum? Particip la concursuri? Da, particip și iau multe trofee. Foarte bine. Iar tu, ce ți-ai propus așa pe viitor? Pe viitor apropiat? Ți-ai propus să muncești foarte mult, da? Pentru a ajunge la Los Angeles în perioada 12-21 iulie, să reprezinți romanul nostru cu mândrie, să reprezinți țara noastră și să fii acolo în frunte, da? Da. Asta ți-ai propus? Da. Cu siguranță. Un gând, spune ceva telespectatorilor? Repede, așa că se termină timpul și lăsăm pe telespectatori să vadă evoluția voastră de la festivalul Viva Alegria, unde ați obținut premii foarte frumoase. Hai, un gând repede acolo către telespectatori. Că... Ce le spui? Mulțumesc că ne-ați invitat, da, și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Și tu? O seară plăcută. Ok, dragi telespectatori, emoțiile sunt mari, dar eu vă las în continuare în compania acestor copii, copilași deosebiți și o să vedeți că ei sunt pe scenă extraordinar. Acum în emisiune sunt puțin mai timizi, dar vor crește și vor fi amândoi mândria noastră. Eu vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru atenție și vă las în compania muzicii mari, cu Sebastian Matei și Alesia Dabija. La revedere!